Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. De ce nu-i nimeni la bucătărie? Familie, cine mă servește? Te servesc eu, Sim. Ți-aduc zeama de varză? Zeama de varză? Dar unde-i impresia că sunt la izolare, la pușcărie? M-am gândit că de la atâtea chefuri... Ce chef? Care chef? Ați dat chefuri în casa mea fără să știu eu? Nu, Mârlane, nu m-am gândit că tu ai dat chef și de-aia e nasul roșu, că de-aia zic... Ce nas roșu? Unde am nasul roșu? Că am dam. Dacă e de la cacarieni. E plin de toate lucrurile. De-aia v-am zis, mă, dați cu clor, mă, să fie curat în casă, că ne îmbolnăvim toți. Dați pe perdele, pe canapele, pe saltele, pe cearceafuri. Da. Stai tu, nu te speria, că nu-i chiar așa grav cu cacarieni ăștia. Nu se ia direct așa, dar în timp, ci se verzește, florește nasul, face roșu, galben, albastru. Eu știu că am problema asta la pușcărie. Doamne, ce am mai suferit acolo. Am fost supus la niște cazne, adică am supus eu pe alții la niște cazne, dacă nu i-am băgat numai cu nasul, ca carieni era, sau toți era cu nasul roșu, blace, că-i Crăciun, mă, renii lui Moș Crăciun, ce-i că-i în pușcărie. Ai, de capul, iartă-mă că am țipat, dar să știi nu-i problemă. Că mi-am amintit de Hasan al meu, că și el, săracul, a fost în detenție, în lagăr, în țări străine, și l-au alergat aia de la ISIS. A trecut marea not. Da, i-am țipat. Care, mă? Ăla mititelul care ergai pe aici, hoțul de buzunare, ăla oare cu tine. Bă, ți-a zis să ai impresia, să ai grijă cu cine îți bagi în cârt, că uite ce se întâmplă. Ajungi din cauza lor ăla să te umpli de cacarieni. Mărlane, stai așa, că el nu e hoț, el e refugiat. Bă, ce prostești tu, făi? Adică ajungeai la pușcărie fără să facă nimic, tu crezi că ești prost? Măi, mă, cum să zic eu, la el în țară faci pârnaie și dacă făpești împotriva regimului. A, e gură spartă, ciripitor. Dacă eu știu cum e, dacă eram ciripitor la pușcărie și acolo era la Bauhaus, la întuneric, la ultima gaură, jos sub pușcărie, unde n-ai nici ferestre. Așa o fi, da? Cum zici tu. Da, te rog eu, din sufletelul meu, Mârlane, lasă-l să vină să stea și el aici, că nu ne încurcă cu nimic și mi-e frică și mie să stau singur. Am nevoie de cineva care să mă apere așa din când în când. Înțeleg că și tu e singurică și n-are cine să te apere, cine să te... Uite, lasă-l să vină de dragul tău. Las, cu o singură condiție, să spere ciorapii odată pe săptămână. Dar ce zic eu, toate 8 zilele din săptămână să spere. Sunt dragune, îi spart? Mârlane, fii atent. Bă, tu ești suflet mare, bă, tu ești băia bun. Și vreau să te răsplătesc și eu. Fii atent aici. Uite, ia picăturile astea, le pui în nas, dar trebuie să stai întins. Nu invers, Mârlane, desfaci capacul. Dar trebuie să stai întins la tine în cameră, da? 2-3 picături și nu te miști, că ți intră în gură și ăsta e acru și te strâmbi și te schimonosești și e păcat. Și bă, și pe ăsta albaticul ajuns și să nu fiu, ca să fiu frumos, să nu mă smochinesc, să nu mă, să mă vadă fetele, da, să mă strig la fizionomie. Da, mersi mult, ia-mă. Și mă așez cu fața în sus, nu? În sus, Mârlane, te uiți la Dumnezeu. Da. Și tu stai deasupra cu fața în jos, nu? Da. Ca să-mi intre picăturile, da, să te până în fund. Cameră, da. La... Până în fund, Mârlane, până... Hai să le bag în fund? Nu, ele... Mi le bagi tu, te aștept. Ai nici de schimburi? Că mai surprins rău cu așezarea aia.
Ce dragi de-a mea zi mă băut la noi la secție? Eu băut? Ha? Mă bagi în berea nevinovată, mă știi tu pe mine că beau. Și atunci la ce mă aștept pe ghea să te bălângân, mă? A, bălângănitul de la hulă. De la ce? Da, în pușcărie. Jucam vaporașul cu colegul meu de celulă, Veronica. E... Tu stai la cârmă și... Dar nu-ți povestesc acum, am altă problemă. Da? Și nenăuna roșu de la ce, mă? Da, te-ai suit în cireș? Nu, de la fabrică. Adică de la femei. Adică de la femeile din fabrică, mă, că lucrez, unde lucrez acolo la fabrică, e plin de femei. E plin de femei și de ciudă că nu poți le faci nimic, că nu poți le faci nimic, mă bag înapoi la aia, mă enervezi, mai ar și eu cât îmi păhărez, dar nu mult, mă, nu mult. Și am nevoie să mă ajut, mă, Chiorete. Cu ce să ajut? Să găsești, bă, și mie un serviciu, bă, în altă parte. Păi unde să-ți găsesc, nu? Ce cirviți așa pe toate drumurile? Că la noi nu se angajează, că oricum e cazier. Stai, dracu, bă, că ești luvrea la voi. Păi ce, eu să stau cu toți proștii biros, mă, fac de râs? Să ajung mai rău ca la pușcărie. Găsește-mi undeva, nu știu, cu ăștia cu care vă mai cunoașteți voi, poliția, mă rog, cu care colaborați, bă, firmele astea ale cu care mai vorbiți voi, să găsești mie ceva de lucru. Bă, știi care e părerea mea? Că băutura te împinge la viol, nu invers. Bă, Chiorete, bă, bă, Chiorete, bă, ajută-mă, te rog eu, găsește-mă în altă parte. Că... Ajută-mă la pușcărie și mi-e frică de pușcărie, bă, că nu știi cum e vaporașul. Mă, prietene, eu scat de cervici, dar mai întâi te duc la dezalcoolizare, ca să fiu sigur că nu faci vreo prostie ca să te ia iar. Da, da, eu schimb, te văz vaporașul. Cum e asta? E doi pe vapor. Așa. Știi, și e, unul stă în față, tu stai în față și eu păi stau în spate. Stai, păi, n-ai zis că tu stai în față? Treci tu în față. Nu mai stau în față, că a stat toată pușcăria în față. Stau și o dată în spate, fiu șmecher, ce tot eu prost, stai acolo. Stai, brută! Și e, tu ții cârma. Adică eu, și tu nu zici nimic. Nu zici nimic, mai vreau... Eu țin cârma și să mut. But, și eu stau în spate și suflu în pânze, înțelegi? Să-mi suflim? Și da, tu ții odgonul cu mâna stângă și cu mâna dreaptă. Iulia, e dormitor. Ia stai, fata, ia. Adică vă stați în dormitorul de jos și eu unde? Sus cu sandilău? Nu ai vrut sus? Ah, bine, mă rog, uite, poți să stai aici pe canapea. Ah, și să vină ora dimineață și să mă găsească despăiată, nu? Mamă, m-a terminat asta. Bine, dragă, stai cu noi în dormitor, dar când vine momentul să intre trenul în gară, mai degajezi și tu terenul. Sper să nu intre trenul în gară prea des, că n-am chef să stau pe afară. Hai, cu ești pe vagon. Hai, nu, fraticule! De unde te știu, mă, pe tine? Păi, el e Hasan, bărbatul meu! Hasan, da, de unde îl știu, că îmi pare teribil să-l cunosc. Ia-mi toaște cu spatele o leacă. Hai, mă, deci fii atent, el e bărbatul meu, noi suntem legal căsătoriți și el o să stea cu mine în dormitor. E? D'acord, dacă stă cu tine în dormitor, trebuie să-ți spere ciorapii. Da, cum să nu uite ce zbăliu ciorapii, nu, mă! Nu speri ciorapi, speri chiloți atunci. Păi, nu se poate, păi la mine la țară, dacă fac asta, înseamnă că eu zglăv. Exact. Băi, eu nu mai stau, plec. Nu vreau să vând de la mine pocămilă. Așa e la noi, măi. Și dacă așa e la voi, nu te vând pocămilă, dar tot te dau pe mașină la mâna a doua. Hai, mă, terminați cu prostiile astea, că noi suntem în Europa, mă. Nu e. Nu vinde nimeni pe nimeni. Să mor tu. Păi de ăștia pe noi e să vinde doi la leu, pe două pachete de țigări. Bă, vrei să dormi aici? Sper chilo șorac. Nu, la ghenă. Hai, dragă, că nu te vinde nimeni. Treci și dormitor. Treci și dormitor. Și ia zi, Varvara. Varvara, nu? Mă, n-ai scoat un toamna bobocilor? Unde-i tu de rași? De fă, bărbatul, primarul. Eu. Nu, ești de la Titu, habar n-am. A, intelectuală. Ia, nu-i voie să
să plec. N-am știut. Băi, dar nu m-am pregătit. Ce faceți, mă, jucați fripta? Ce frică îmi găsiți de lucru? Păi da, asta făceam. Dar când să-ți găsim? Că ne vedem capul de treabă, tu nu vezi? Și de-abia acum ora vin peste noi. Când să-ți găsim? Păi da, dar eu trebuie să mă duc la muncă. Că minte nu răspunde ce fac, mă iau razna. Ce faci asta, mă, și caută de lucru? Da, mă! Păi nu erai, mă, director la fabrica aia de deodorant? Ba e, mă, în continuare, dar tăfălogul i-a venit spasmosul să călărească toate femeile. Adică să le violeze și să duce, bă, nenică, să duce. Băi, adevărul e că arată alea într-un fel pe uita la reclame? Bă, le bag în... și dacă arată ce trebuie să sară, mă, dacă are pe ele? Că te ajut eu, dar mai faci rost de o sticlă de aia de parfum? Nu mai calmă pe acolo, tu nu înțelegi că nu răspundă faptele mele dacă intru în fabrică? Bă, uite, mă, mai poți și tu să te apții o zi. Nu. Păi atunci ce te face, mă? Te ajut eu cu serviciu, dar tu vorbești cu un coleg să mai mi-aduc o sticluță de-aia. Nu mai calmă pe acolo, lasă-mă-n pace. Băi, haide, mă, te... Fii atent. Noi mergem pe șantiere și sunt tot felul de posturi de-astea de fierar, betonii, zidar... Sau, dacă nu-ți place, vitanjor. Asta e. Bravo, mă, trec de la miros de parfum la miros de rahat. Hai că ești bun. Bine, mă, dar uite, fii atent. E un post de pasnic la cimitir. Aia e perfect. Ce? Perfect, păi perfect. Da, da? Eu zic-ai directorul de la fabrica de parfumuri să stau să păzesc morții în cimitir sau să dezvelească. Păi și ce, mă, că ăia stau acolo, dorm ziua, noaptea, n-ai treabă. Am crezut că sunteți oameni, bă. Dar nu sunteți. Ce facem cu asta? Le facem mari probleme cu băutura lui. Eu zic să luăm repede atitudine, să vorbim cu ea de la Alcoolici Anonim până nu-i prea târziu. Alo? Alcoolici Anonim? Domnul Costel? Păi nu mai sunteți anonim? Te dă, mă, și unde să te duci, mă, că n-avem bani să trecem strada? Adică eu fac eforturi să te aduc aici și tu nu știi cum să pleci? Păi așa plecam de prima dată. Lasă că fac eu rost de bani și plecăm în apartamentul nostru? De două dată. Na. Da? E, până atunci încercă să nu-l superi pe Mârlanu, că ajungem pe străzi, ca paliu. Mă, ăsta-i prea ușor, nu pot răzăbun ceva mai greu aici. Nu vrei să... Da, nu, că-i prea greu așa. Ce v-am zis eu să nu mâncați până nu vă dau eu? Vai, ia! Ce-ați făcut voi ca să meritați să mâncați ce mâncați acum? Am spălat cerceafuri, am făcut curățenie. Ai făcut curățenie. Bun, stai jos și mănâncă. Mulțumesc. Mătăluță! Am călcat și spălat perdele și am apretat ferestre. Stai jos și mănâncă. Mătăluță! N-ai făcut nimic, bă! Îți dau eu de încurajare! Dai jos! Azi nu mănânci nimic! Nu mai voi stânzi la cană de cei să lici plicul, ne-am înțeles? Grație! Asta felii să strice pofta de mâncare! De asta punea în lumână privi. Ea e marea lui iubire, dacă o știe după miros. Ora de verificare! Am venit să semnezi. Păi așa, de dimineață, pe masul gol, n-am mâncat nimic, crezi că eu de foame pot să și scriu la ora... Sorry, dar trebuie să plec într-o misiune și vin tocmai diseară. Și pe chiorete de ce le-ați cu tine? Chiorete? Unde-l vezi tu, mă, pe chiorete? Mi-a zis ăla că le-ai cu băutura, dar nu l-am crezut. Gata, Mârlane, ți-am făcut rost de cirurgici, bă! Ia, sună-le pe patronul ăsta. A, mersi, mă, chiorete, într-adevăr, un prieten adevărat, am bază în tine. Mulțumesc mult, bă, da. Poponesc, ce caută cu tine? Ce? Popaie, bună dimineața la toată lumea! Îl sun pe nenea ăsta și-ți dă ceva de lucru, mă! Mulțumesc, prietene, un alt prieten adevărat! Bravo, mă, mulțumesc mult! Dar nu pot să mă duc pe burta goală, așa că o să-i sun după ce mănânc. Până atunci... Valea! Hai, căs! Hai, lasă-ți! Auzi, mă, Mârlane? De unde știu, mă, că vin ăștia? Păi, am mirosit de departe. Da, păi, dar la câte femei am mirosit eu? La cât am mirosit eu pentru femei? Că mi-am dezvoltat un al 8-lea simț, mirosul. Ca să miros ce le place lor, știi?
Când o să am gagică, să știu ce parfum să iau. Ce tare! Și al șaptelea simț care? Miros, Doamne! Auzi? Dar tu de ce e ochii ăștia așa albaștri? Ca să te văd mai bine. A, și botul ăsta de ce e așa mare? Ca să consumul rugi. Ah, de ce ești așa slabă? Bine, fii atent aici, fii atent. Am o magie pentru tine, ia uite. Nimic în mâna asta, nimic în mâna asta alaltă, nimic în pungă. Și acum te uiți la mine, nu mai înțelegi nimic. E tensiune mare, că s-a acumulat. Și acum zic eu ce s-a întâmplat cu toată tensiunea acumulată. E aici, ia uite-o. Fii atent, tărăm. Ha? Ce zici? Fix pentru un apartament, iubire, ia uite. Iubire, ce se aștept? Ce te dau? De unde ai atâția bani? Am fost la niște prieteni și m-am brumutat. Ce prieteni, mă, de aia? Tu-i bătut, te-ai vândut la teroriști? Nu, m-am vândut la femei. Ce ai făcut, mă? Am glumit, măi, cum să mă vând la teroriști? Găsirea e de barde. Am început eu să fac afaceri cu niște prieteni de-ai mei și mi-au dat un acont, așa că am început afacerea fix un apartament, mă. Bă, băiatule, bă, tu mă bagi în belele, mă. Ia-ți banii de aici, n-am nevoie de ei. Mai bine mai așteptăm până strângem niște bani cinstiți. Nu vreau să mă vândă creditorii tăi pe o camilă în deșert. Ce vorbești? Păi tu ești de o camilă, mă? Ești de mult de camilă, tu. Adică? Mă, ești de-ați bani cinstiți, mă. Aha, și eu sunt Virgina. Ce? Găiești. Auzi, Barbara, poți să ieși un pic, că n-am terminat magia, mai am ceva de scos din pantaloni și... Am vreau să vă și eu. Iubire, poți să ieși un pic, că n-am terminat magia, mai am ceva de... Te iubesc. Bravo, stăfălocule! Tu te-ai dus la oamenii ăia ca să le faci de râs. Mă, tu trebuia să te angajezi sau să le zici lor căput? Și te crezi, mă, Giovanni Becali? Dar ce vrei, mă, Chioete, dacă puteau? Aie, mai ales secretara. Mirosea toată director, cred că... Mă, lasă tâmpele, că erai băut. Eu ce nas roșu ai? Da, bă, mă, nimic jur dacă spui că n-am băut. Bă, bă, nu mă miros așa un pic băutura să-mi treacă chestiile astea cu mirosurile, dar nu beau. Nu bei. Lasă că știu eu ce-ți fac. Te du la dezintoxicare dintr-aia. Ce dezintoxicare? De cât sunt eu, mă, toxicoman? Am băut toxile împreună sau care-i șmecheria? Ia vezi că... Ciurete! Ce? Miroși tot a Matiescu. A ce? Te pomeni că tu cu Matiescu vorba aia. Ia mă lua și să pun... Parsitir că te găsești, dracidă, mă, tăuză! Culcă-te, că ești obosit! Poate-ți revii din aburii beției. Rușine! Ce să spun? Ardiu ar focul de fabrică și cu deodorantul lor cu tot. Dar știu ce fac. Mă duc spălat să le fac palea să fugă de mine. Și nu-ți mai comenteze nimeni nimic. Ei, nu-ți mai comenteze. Ce mă fac? Dacă mă duc, mă apucă de cap cu mirosurile astea. Dacă nu mă duc, ajung la pârnaie. Ajung la pârnaie și iar e rău. Dar știu ce fac, scriu cărți. M-am pus să scriu cărți. Hai, scriu cărți, că acolo dacă scrii cărți îți dă drum mai devreme. Le-am gata scrise, dar acasă când ajung acolo mă leară cărțile și a venit înapoi. Hai, mă duc să scriu. Să iau și să pun, poate mai trece cineva. Cu ce să încep eu? Normal ar fi cu titlul. Tichear. D-I-T-L-U. Cazne la izolare. Dar nu e nevoie să-mi faci listă cu ce am de făcut ca memorat. Ce listă? Acu cu cazne, cu ăsta, cu ce aveți de făcut pe casă. Ia, chiar scrie tu că pe mine mă ustură ochii. Scrie și pentru Ima și pentru hazna ăla. Hai că scriu. Cazne la izolare? Da. Vrei să ne izolezi? Nu. Da, adică dacă nu vrei să ajungi la izolare, tu ai o singură sarcină. Dacă te gândești la... Nu vorbesc de mirosila sub braț. Nu, tu trebuie să scrii o carte. Adică tu o scrii și eu ți-o dictez, că sunt obosit, mă, și nu mai văd bine de la cât am citit în pușcărie. Că aveau eu un scris mic pe ceafă și pe ce am mai citit eu. Și stai jos, hai că n-am nici ochelari la mine. Bine, dar da. Stăm la distanță. Scrie așa. Era o dimineață târzie de toamnă. Pe
la 4 după amiază. O pală de vânt îmi prăștie în buștele de pe tânsul. Am intrat pe palier și a început să vină deținuți. Am început să par pumnii dreapta și stânga cum îmi par confeti la petreceri de revelion, înțelegi? Până am prins pe șeful de etaj, de palier, l-am pus jos, i-am pus piciorul pe hât și am zis, vorbește, n-a zis nimic. Bam, i-am strivit capul și așa am ajuns șef de palier. Mamă, înseamnă că tu chiar ai fost tare pe poziție. Și de aici cum ai ajuns tu șef peste toate palierele? Păi m-a trebuit să merg până toate pușcările, mă. Pe unde m-am dus? Intream pe fiecare și aveam vreo 42 de pușcări în toată țara. Cum intream pe palier, deci rupeam pe acolo și acum mă doare fundul. Ăsta și mă dor pumnii de cât am dat în dreapta și în stânga. Să nu mai zic cu directorii ce probleme am avut. Mă, iubire mea, zis, mănânc eu buduiculețul ăsta de migal tău. Crede-mă că e bani legal. Hai că am găsit apartamentul cel la preț ieftin, te rog eu mult, haide! Nu merg, bă, nu! Până nu am confirmat de unde-s banii. Bine, măi! Uite, am să vin eu cu partenerul meu de afaceri cu care fac eu afaceri legale, chiar înregistrate la stat, și o să-ți demonstrez. Mulțumită! Întâi să-l văd în fața mea și după aia mai vorbim. Să vezi alt bărbat în fața ta? Măi, că dacă... Că vrei să vezi altul, e problema ta. Să zicem. Bun, eu bătaia pe tine. Ce? Nu, nimic. Stai acolo, e ok. Unde te duci? Mă duc la baie. Hai să merg și eu. Mi-a trecut. Hai să merg. Când eram eu șef de palier, toată lumea s-a plecat în fața mea. Adică nu cât vezi, Doamne, scăpa mea să pună, că mult mai târziu a fost epoca asta acolo. S-a plecat pentru respect. Că eu n-aveam treabă cu bărbații în pușcărie. Eu cu femeile am fost totdeauna, pentru mine femeia e sfântă. Pentru mine femeia e sfântă, scrie acolo. Da. Așa. Da, ce acolo erau femei? Eram... Adică nu erau femei, că era pușcăria de bărbați, dar eu aveam blatul cu gardienii făcuți, că toți mă respecta acolo și le mai dădea și eu câte ceva acolo și mă lăsa să ies în oraș la femei. Înseamnă că tu știi multe femei. De ce nu le aduci tu aici? Nu le aduc, mă. Cum să le aduc aici? Că s-ar face, adică n-ar fi pentru ele neplăcut, că e femei cinstite, nu e panarame. Femei cinstite, prea cinstite, că le cinsteam câte două, trei zile la rând până să vorba aia, mă înțelegi? Le duceam două, trei chile de țuică, două, trei chiștoace, hop, și după aia știi cum îmi cădeam plasă. Am înțeles. Păi înseamnă că alea erau femei mai nefemei dacă beau ele țuică și fumau chiștoace. Dar în fine trecem peste că nu vrem bețivi pe aici. Mai departe ce-ai făcut? Așa. În prima zi m-am hotărât să-i apăr pe cei năpăstuiți de soartă. Și cum vedeam pe altul că se dă la ei, cum după scări de acolo, că eram pe palier, așa știi, pe palierul meu, săream direct în cârca lor așa, dacă nu-l căpăcea, dar îl găcea dragi. Sper că nu le rupeai ceva. Da, nu le rupeam, dar uite așa, tot zburând de la un palier la altul, mi-am căpătat porica de super mărlan. Adică era ca un fel de Superman, salva situația, numai că eu aveam și pelerină de-aia, ca el, și chilos de-aia de carton făcut într-o cutie de televizor de la microunde și chiar putea să fiu frate de cruce cu super, dar cred că sunt frate de cruce, că facem aceleași fapte bune. Fascinant. Am să corectez și am scris și mâine duc la redacție. Acum pot să mă bag și eu la somn că mor. Cum să te bagi la somn? Nu vezi că s-a crăpat în ziua afară? Te culci dimineața, du-te la redacție cu materialul să-l bazi aia și porbă via ca să te odihnești când vrei. Dracu buzată. Mă duc la redacție. Bine ați venit! Mersi, fată. Dar nu trebuia să te porți așa frumos doar pentru că m-ai jignit. Dar nu e pentru tine. Vine investitorul Hasan.
Ce face tocmai acum când sunt ruptă de somn? Nu puteați n-am să mă anunțați și pe mine înainte? Mă pregătem și eu alea? Ei, dacă umbli, hai hui când să te anunțăm. Am stat toată noaptea să scriu idioțenia aia de spune Mârlanul Carte și de dimineață m-a pus o duc și la redacție. Oh, te rog, unde ne întâlnă, vai de mine. Băftim, șeful, băftim. Domnul Georgescu, ea este soția mea, Emma. Bine ați venit! După cum vă povesteam, soția mea nu crede că facem afaceri împreună. Acum, stimată doamnă, am hotărât să investesc și n-avea cine să se ocupe de afacerile mele. Și el, fiind un vechi prieten, îl știu capabil, nu așa, mă? Nu, așa, mă, da. Ce mă bucur, dar ce mă bucur, vă rog, luați loc! Haideți, poate vreți să serviți ceva? Sigur, da. Da, să fie cu noroc, zic, mă bucur mult că ați venit. Eu, de când noroc e. Băi, ce dracu-i gălăgea asta acasă, mă! Adică, intelectualii nu poate să odihnească în timp ce creează, ca... Călău! Mărlitu! Bă, călău, ce faci, mă, haoane! Ia uite, mă, cu ce ocazie faci cu tine! Ce să fac, mă, ce faci când ai ieșit, că erai... Mai mult pe carceră stăteai, pe astea. Mă, știi că era pe carceră, dar din cauza că suflet milos, mă. Păceam pentru alții să nu facă ei. Eu de aceea stau eu. Tu ce-ai făcut dacă ai ieșit? Ce să fac, mărlitule? Afaceri. Un drog, o armă, astea simple. Nu degeaba ei să spunea călău închisorii. Păi, de ce asta de cerulă, bă, tremura toți gardienii, auzi, fugea să ascundea ca șobolanii. Adică afaceri de-astea faci tu, mă? Nu e nimic, eu fac de legi zi de el, bă, genazoare. Ce pui, mă? Zic, a, ia... Știu! Știu de unde te cunosc! Crăpația și capul! Ăsta e locotenentul ăsta, Lucălău! În pușcărei se zicea Ciripel și-l urmărea toți viețașii pe acolo să ia pe regata că Ciripel la gardieni ce face aia-și pauc de umblă, a? Da, mă, stai, mă, dar lasă-l, că a ciripit pentru mine, altfel mai stăteam vreo 4 ani pe acolo. A, dacă zici așa, ia ce-o. Ce ai, domne, bă? Ce ai, mă, și tu? Ăsta e arab, e din Siria. E arab, așa am vrut eu să fie. Am făcut manevră să îl bag pe celulă cu Haisan să învețe arab. Acum o vorbește la perfecție. Știi, Haisan, e așa? Și cum o spuneam, tocmai căutam un investitor care să bage cu mine la afaceri. Că am flair, am spirit de observație, am asta, tot ce-mi trebuie ca să fac afaceri. Numai bani n-am. Așa că mă gândeam, dacă ne combinăm, poate mă ajut tu sau... Te ajută, fratele tău. Așa, mă, ca ți-aș bate palma. Iubire, iubire, hai mă că nu e ceea ce pare, gata, gata. Ia mâna de pe mine, nemernicule! Mi-ai făcut inima țândă. Dar frate, mărlitule, cum facem? Dacă ai grijă de locotenentul meu, o să-ți fie numai bine. Să nu afle nimeni unde e Ciripel și ai toate afacerile asigurate. Ce facem cu leșirata? Dacă se scapă. Dăm drumul pe Dâmboviță. Nu, și că nu se scapă, nu. Stai liniștit, boss, contează pe mine. Aici în casă nimeni nu ciripește. Cine ciripește, ciripește mort. Ai auzit, mă, Ciripel? Da. Dacă nu dorm măcar 5 minute, omor pe cineva. Hă, dracu, ce sculă de mașină avea! Și-o fi vândut vreo locotenent? Nu vând și-o pe Hasan să-mi iau pe una? A, așa! Ia să vedem ce mai e nou pe la știri. Editura XBX a anunțat că va lansa pe piață un nou gen literar, Nuvele Hasli. Primele nuvele tipărite vor fi ale unui scriitor foarte, foarte talentat, Mârlanul Ferdinand I-ul. Se așteaptă ca talentatul scriitor să continue cu aceste mici scrieri. Redacția a anunțat că vor fi 1001 de nuvele. Acum trecem la rubrica meteo. La București vor fi 9 grade. Yes! Yes! Sunt scriitor! Sunt scriitor! Ce? Cine? Cine vine? Cine este de succes? Cine? Cine? Cine scrie cameleaua? Cine? Cine? Eu mai sunt scriitor! Ha, ha! Ha! Nu te mai stâmperi, mă, cu băutura asta! Acum merge la dezalcoolizare! Stai, băi, Chiorete, mă, că am ajuns scriitor, m-a anunțat adineam la televizor, ce dracu ești tâmpit! Tu, scriitor?
scritori. Boala avansează galopant. Nu care cumva e și Superman, mă? Nu, sunt Superman. Amintiri din închisoare, adică e ceva mișto, mă, și-a scris și trebuie să vină acum ăștia să mă ia să dau interviuri, bă, Chiorete, stai-mă un pic, că trebuie să dau autografe. Da, mă, da, hai să ne grăbim puțin să nu închidă la internet și o să dea autografe la domn doctor, la ții. Da, 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 o să fie bătaie pe tine. Cu bucurie. Cu bucurie, bețivul dracu. Așa se poartă. Hă, nutrie. Ha, dracu. Păi pe la voi, pe la mizi, parcă era cu veverită. La Titu. La Titu? Mamă, ce țărâncă. Ce-ați făcut, mă, să meritați de mâncare? Ați făcut ceva? Ia zi, madame, Livia. Livia. Ia, mă. Livia Cucu, e mata lui. Ce dracu, mă, nu m-ai șters? Băi, e cam greu! Bă, dar mi-a tras Nicolona! Dar nu m-ai șters, mă! Ce s-a îngrășat asta mică? Ia-te, canapea de Titu! Ce dracu, mă? Ce viață! Te rostogolești cum vrei! Da! Pe toată canapea! Da, 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 da! Îl dau pe Hasan, la schimb și... Aduce-ți salteaua în altă înapoi, că-mi bat picioarele! Asta e spaie de nea și țeapă! Să nu mai dai acolo, că scap! Și ia zi, Varvaro, mă, n-ai scoat un toamna bobocilor? Unde-i tu de naș? De fă bărbatul primarul. Nu, ești de la Titu, habar n-am. A, intelectuală. Dar tu de ce ochii ăștia așa albaștri? Că să te văd mai bine. A... Știu ce fac, scriu cărți. M-a pus să scriu cărți. Și botul ăsta de ce e așa mare? Ca să consumul ruși. Scrie așa. Era o dimineață târzie de toamnă. Pe la 4 după amiază.